Incendiul a izbucnit la prânz la un depozit în aer liber de cauciucuri și mase plastice din Baia Mare. Datorită componentelor care au luat foc, fumul a putut fi văzut din toate zonele municipiului. Pompierii militari ajunși la fața locului au încercat să lichideze flăcările în timp cât mai scurt, dar și să afle de unde a pornit incendiul. Intervenim cu 3 autospeciale. În acest moment se lucrează pentru lichidarea incendiului. Arde pe o suprafață de aproximativ 150-200 de metri pătrați. Pericol de explozie? Nu. Pompierii militari susțin că nu exista pericol de propagare la clădirile aflate în vecinătate. Totuși, un muncitor a putut fi văzut în apropierea locului incendiului în timp ce încerca să răcească un rezervor de carburant. Cauza probabilă a incendiului este în curs de stabilire, la fel și valoarea pagubelor produse.